Trask Republika Moldova. Hajde. On va parler d'anglais, certainement un peu plus tard parce que la plupart de mes collègues parlent anglais. Très heureux de vous revoir. Moi aussi. Là. Oui, nous avons, j'ai rencontré le président Buffon, que je connais depuis déjà quelques années, pour discuter de différents aspects de la coopération entre le Conseil de l'Europe et la République de Moldova. Nous avons naturellement évoqué la question constitutionnelle et de l'élection du président, mais plus largement de tous les aspects de la coopération entre la Moldova et le Conseil de l'Europe, y compris nos activités de mesures de confiance vers la Transnistrie qui sont destinées à créer un climat favorable pour la future réintégration de ce territoire sous l'autorité des autorités de Chisinau. Est-ce que vous auriez pris compte de ce qui se passe en Moldavie et votre avis sur l'arrestation de maire? C'est le président Lupu qui m'a informé de cette arrestation récente hier en Transnistrie, mais nous avons évoqué le cas des journalistes qui ont été sanctionnés, qui ont suivi des décisions de justice extrêmement lourdes et illégitimes, sur lesquelles le Conseil de l'Europe s'est prononcé très clairement par la voix du secrétaire général et de la secrétaire générale adjointe. You have initiated very important, interesting, and very efficient reforms inside the Council of Europe. Very well considered. I'm very pleased and honored to have met with the Acting President of Moldova today. I'm very glad that he is here. I'm excited to the century meeting that we have. This morning that we are very impressed by the present coalition in moving forward with the important agenda that they have in the future for the election. And we discuss a number of issues and how the government and the model can cooperate with regard to the reports. And I was also informed about the present political situation in Moldova and how one can get out of the political agenda and come to the point and one can be the president of the republic. So I would again like to say that I appreciate very much the close cooperation we have with Moldova. Eu vreau să-i mulțumesc domnului secretar general al Europei pentru invitația de a efectua această vizită și vreau să atrag atenția că este una foarte importantă, este prima mea vizită oficială în calitate de președinte de Parlament și în calitate de președinte interimar a Republicii Moldova. Nu este deloc întâmplătoare această destinație. Consiliul Europei a fost și rămâne în continuare a fi un partener strategic pentru Republica Moldova în contextul promovării reformelor democratice,
practic promovarea și problemele și instrumente care definesc un stat de drept, un stat democratic, un stat cu putere în ceea ce aspirații europene. Am manifestat disponibilitatea de finanțare pentru continuarea acestei colaborări personal cu domnul secretar general, care cunoaște foarte bine situația în Republica Moldova, care a vizitat Republica Moldova în anul 2010 și noi ținem foarte bine în minte acea contribuție extrem de pozitivă oferită de noastre amări în contextul dezvoltării democratice a țării. Totodată, am făcut un schimb de opinii referitor la situația politică, am discutat care ar fi căile de depășire a acestei crize, trebuie neapărat să fie identificată o soluție și această criză politică de proporții și durată să ajungă la un final al său, fiindcă există o interdependență strictă. Promovarea reformelor democratice poate fi făcută doar cu condiții de stabilitate și previzibilitate politică, adică având un parlament și un guvern în acolo s-au format un mandat de cel puțin 4 ani de zi. Vreau să mulțumesc domnul secretar general.